Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Earn to Die 2. Ei bine, am făcut un progres imens, aș putea spune, de episodul trecut. Nu doar că am terminat prima planșă, acum dacă vă întrebați ce fac, dau joc puțin mai încet. Nu doar că am terminat prima planșă, ba chiar am terminat-o și pe a doua, am făcut mașina asta aproape full. Nu i-am mai pus armă, nu am avut nevoie, mașina asta e full. Bam, a doua și acum suntem cu dubița, am jucat puțin și hai să-i cumpărăm asta. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, după ce terminăm acest joculeț o să caut tot ceva de genul de la care te arunci, bam, și faci upgrade-uri. Jocul ăla de pe Steam îl găsiți pe telefoane, gratuit, Earn to Die, Earn to Die, ca în titlu. Blană! Bun, acum haideți să începem. E destul de șmecheră mașina asta, e mult mai ok față de celelalte, vă dați seama, adică am avansat și mai am un pic și termin. Termin și aici nivelul. Apropo, ne vedem în seara asta la ora 8, facem live. Aseara a fost o nebunie și vă mulțumesc celor care ați participat, a ieșit super tare, cred că am Facebook-ul deschis. Mai mult ca sigur, mai întâmplă și de-astea. Și acum, m-ați învățat voi niște chestii pe acolo. Cât timp folosesc propulsorul să n-apăs W sau să-l folosesc la final. Vă mulțumesc că tuturor care ați lăsat acolo un comentariu să mă ajutați. N-am mai jucat de foarte mult timp. Nu aici era locul. Încă învăț mapa. Aici trebuia să mă propulsez. Bine, oricum, momentan n-am pus prea multe upgrade-uri în mașiniță. Hopa! Și am rămas cu mașina de data trecută doar... n-am ajuns până aici. Haide! Haide și mă las aici în deal. Hop! Gata. Și am primit 43.000. Putem să punem puf. Puf. Și puf, nu mai avem bani. Abia aștept să ajungem la categoriile astea mai ca lumea. Mi se pare că după asta vine un supercar. Dar sunt curios cum e cu damper oricum. Sau aș mai vrea să mă joc. Mi-a plăcut foarte mult când mi-am luat prima tabletă. Acum nu știu cât timp. Gen, era undeva la 600 de lei. Dădeai pe un single core 512 RAM. Erau super scumpe abia când apăruseră. Și mă jucam cu ceva cu un rechinaj nasol. Și după a apăruse Shark Evolution și ăla m-am jucat foarte mult. Deci s-ar putea să ne jucăm Hungry Shark Evolution. S-ar putea. Au tălpăt tata Marinel cât a zburat. Bine, mașina nu mai e într-o stare prea bună, dar am zburat. Deci s-ar putea să ne apucăm de ăla după ce terminăm acest joculeț. Cred că și aici ar fi... nu, nu e util ăla. Pot să termin? Nu pot să termin. Ba da, am terminat. Bine, bine. Eram chiar pe zero, deci am făcut 3 achievement-uri deodată. Îmi place că sunt buguit achievement-urile într-o oarecare măsură. Pam! Am ajuns mai departe. Garaj, hai să vedem ce avem de data aceasta. 48.000. Putem să punem și combustibil și ăsta. 48.2. Ok, 475, dacă pun motor combustibil. Nu, hai să punem asta și ne rămâne și de combustibil. Bam. Mai să pun motor, dar bă, e ok și așa. Îi dăm pe aici frumos. Și da, ne deblochează mașină nouă după. Bine, repet, nu o să stau acum să mă joc doar în clipuri, pentru că e un joc destul de lung. Mai jucăm și pe live-uri când mai facem un Q&A. Aseară, de exemplu, ne-am jucat ăsta, răspundeam la întrebări, făceam bani pe aici ca să pot să upgradez și toate chestiile. E un joc chiar plăcut. E un joc super drăguț. Pentru că de vechi este. Și oricum, eu am o boală cu jocurile astea unde trebuie să-ți cumpere upgrade-uri, să faci din ce în ce mai bună mașina sau chestia respectivă. Îmi plac foarte mult. Nu mai eu puteam să o fac pe asta. Mamă, mi-a dat 22.000 create-ul ăla. Ce naiba? Wow. Bă, că mă îmbust. Bam.
Sunt curios dacă, de fapt, o să cumpăr armura. Vreau să-i fac armura full, să arate mișto, să nu mai arate a dubiță înghețată, pentru că e destul de ciudată. Hop. Dacă aș încerca să iau pe sus, oare aș mai da de toate cutiile astea? Văd că e super gol pe acolo. Și... ar însemna enorm să scap de cutii și... toate astea. Am roțile prea mici și e dificil să merg pe aici. Sunt în bad, mi se pare ăla, nu? Am upgradat motorul, deci consum mai puțin. Practic. Aici s-a terminat combustibilul. Ok, partea aia se știe, nu e de combustibil. Roți mai mari. Așa. Că mi-e foarte greu cu astea să trec de cutii. Ați văzut că rămân de obicei blocat acolo. Și trec și mult mai bine prin zombie, parcă i-am tăiat capul direct. Ia-o pe asta, măi! Mi-aș cumpăra armă, dar nu știu cât de utile, adică bate doar 10 zombie. Bine, în funcție de ce nivel am la armă, atâtea gloanțe am. Nu știu ce să zic. Nu, trebuia să folosesc boost-ul acolo. Am zis să o iau pe sus data trecută. Cred că pe aici, nu? Nu, nu pe aici. Mai înainte era acel sus. Uite, băi, vere, bă. Dă-i marinele! No, runda asta oricum e făcută ca cealba. Deși îmi depășesc curul. Nu vreau pe acolo pe sus. Așa. Da, mă, uite, l-am depășit. Și vine... nu mai vine. 44.000, 46... Nu o să cumpăr nimic, de fapt, hai să mergem mai rapid. Nu mai știu pe unde trebuie să iau pe sus. Știu că am zis eu că vreau să iau pe sus, dar nu știu pe unde. Se pare că pe aici. Da, deci trebuie să urc de pe cutiile alea. Ca să, destul de dificil. Și scap de toată nebunia asta de aici. Mamă, cât am aruncat bucata aia de lemn. Aș băga roșii mai mari. Că mai e un nivel după ăsta. Pam. Băieți, apropo, ne apropiem de 400.000 de abonați. Eu n-am realizat câți abonați am până acum câteva zile. Adică nu mi-am dat seama cât de mult înseamnă, cel puțin pentru România, 300.000 de abonați. Și să ai și o comunitate activă. Nu am așteptat niciodată să se ajungă până aici. O chestie destul de tare pentru mine. Opa, hai, dă-i, trage! Și vine Emiliuț acum, dă-i tare, dă-i. Dacă nu, bubuia degeaba. Uite-ți de aia de se agață pe mașina ta. Sunt nasoli. Asta, să spar cutiile mai ușor. Deci e destul de nebunie. Când mă gândesc că am început de la microfon cu toate alea. Aveam un microfon de la Genius la 7 lei. Era nebunie completă. Și s-a ajuns aici și atâtea jocuri acum au apărut, e calmă, e super tare. Nu dați seama. Hai cu tata. Dă-i aici, rupe boost-ul. Noi iar am trecut de partea aia. Are tata tracțiune 4x4. A, uite ce rapid trecem acum de cutii. E mult mai bine, sincer, că am făcut upgrade-ul ăla. L-aș face și pe ultimul. Nu știu de ce mereu țin să urc pe acolo, că nu-i bine. Ha, cu tata. A, yay! Așa, 47.000. 47.000. Putem să punem asta și mergem mai repede. Nu, vreau, hai să începem să facem chestiile full, ok? Facem combustibil. De fapt, o să vreau să cumpăr armură de viitoare, că am zis că tot vreau să cumpăr, să cumpăr. Gata, mă, băieți.
Ola e, mă, băiești, că tot aici am ajuns. Degeaba. Deci, complet degeaba. Mai am boost puțin. Ce pot să fac cu boostul ăsta? L-am irosit, evident. Vreau să-l dau aici, dar e nasol că sunt cutiile astea. Dacă l-aș da aici, mă aruncă pe astea. Probabil șpilul e să urci pe acolo, pe sus. Păi, tati, las-o așa, tati, că n-am cum să urc pe acolo. E dacă îmi dădea prima mașinuță, au tăia, bam! N-a fost cea mai bună. Bănuți! Mamă! Cred că aici pot să folosesc boost-ul. Da, dacă am băgat acolo boost-ul, mă, băieți, mă duce mult. 80.000. Rap? Rap. Știu că am zis că o să cumpăr arvuna, da? Cred că am șanse să termin nivelul ăsta, gen tura asta. Ia, încercăm să facem economie. Cât sunt în aer, nu mai țin W apăsat. Dar tot consumă parcă, nu știu care-i treaba. Bam. Deci cât sunt în aer sau la vale, nu mai apăsăm W. Oleo, mamă, deci fără chestia aia în bot, sparg foarte greu. Hai că, da. Ce best, 10x10. Om, ce nasoale-s astea cât te aruncă. Ăla-i, mă. Stai că vine zombalăciul ăla. Haide, haide, deci trebuie... aici. Fuuu! Fii atent cât m-a aruncat. Lol, da, mă, uite, deci am făcut, mult mai mult, am făcut 96.000 tura asta. Bam! Cred că, oricum, arată bine. Arată bine, n-am ce să zic, 40.000 avem. Nu pot să cu... bă, puțin, bă, dacă mai aveam, și eu, bam, de ales motor sau ceva, dar avem armură pe spate, arată bine. Și cred că a strânge acum să-mi iau armura normal, dar atunci am luat deja un create de bani, asta vine undeva la 20.000 sau când mi-a dat 30.000, dar mai putea să fac banii aia, din nou. Trist. Deja a picat armura pe spate. Mașina asta nu se poate rupe în două ca celelalte. De fapt, ca cealaltă, cred că aia sport sau următoare, nici nu m-am uitat ce vine următoarea, sincer să fiu. Cred că cealaltă se poate rupe, habar, da. Și apropo, bine, de fapt nu, n-are treabă pentru că ține de GTA 5. Ca idee, am primit ceva super tare pe mail. Dă-te, bă, jos. Hai că tot aici am ajuns. Sau cred că se bate rău pe mașină. Uitați-vă cum arată. În ce hal a ajuns. Am primit o chestie tare pe GTA și o să vreau să vă arăt pe GTA. Mă mănâncă nasul, nu știu de ce n-ai avem mă mănâncă nasul, dar da. Chiar nu cred dacă poți rupe într-un fel mașina asta. Nu. Mă, deci cu cât am zburat data trecută, am ajuns aproape, aproape. Mai dau tură că vreau să cumpăr armură. Să arate badass. Știu că nu e cea mai practică chestie, totuși este. Sunt curios, oare dacă nu cumpăr deloc armură, doar chestia în bot, că aia pare singura să te ajute. Cred. Da, uite, adică omoară zombie. Și e utilă. Ne-am pierdut încă armura de spate. Mi se pare că aici am pierdut data trecută.
Mă enervează cutiile alea. Gata, și armura de față. Tot cu propulsorul ăla ce-o fi fost. Propulsor. Chestia aia. Nu știu de ce mi-a venit să zic propulsor, dar da. Bă, dacă mi-au eu zborul aici, om. Așa. A, mai sus trebuie să mă duc. Ce naiba. Mi-am consumat și boost-ul. Ce vine ăla? Hai că m-a aruncat. Ca data trecută, cred că pierd. Da, atunci eram sus pe ăla. Ia, hai să vedem. Avem și un cap de mort. Mă, băie, parcă deja conducem altă treabă, nu? Acum văd că game capture-ul ăsta e puțin mai mare decât trebuie, deși nu înțeleg de ce, știi? Oricum, dar nu s-a văzut aici ce nivel am la upgrade-uri. E ok. 53, hai să punem ăsta să avem viteză mai mare. Da, e ok, nu se vedea puțin din nebuniile alea pe sus și jos, dar e ok. Nu s-a tăiat prea mult. Nu știu de ce era așa, probabil era setat de la Jedi 5. Habar nu. Taie tata zombilici. Și am văzut în comentarii că foarte mulți dintre voi ați jucat jocul ăsta și chiar ați terminat. Bine, e destul ușor de terminat. Nu-ți trebuie ceva gândire de geniu. Să zici, doar continui și mergi în față. Bă, dacă aș găsi un loc bun, acolo cred că e singurul loc bun unde pot băga boost. Să mă bagem. S-a ruinat, gata. Ce naiba, mă? Dacă dai cu spatele, nu mănânci combustibil. N-am văzut să consume combustibil. Mamă, deci mă enervează așa mult chestiile astea. E foarte urât fără chestia aia de bot, pentru că nu mai sparge cutiile la fel, e aiurea. Tot a sărit din ea. Măcar am luat cash. Uite ce e aici, avere. Am luat tata cash-ul. E tata cash-ul. Hai să dăm ultimele roți. Pedes. Mai dăm o tură. Mamă, sunt la limită acolo. Deci o să încerc să-mi păstrez armura de față. Aha, ăsta nu o să păstrez. Să-mi feresc botul de lovituri. Lovituri pereți, numai cu zombie. Că interesul e să omorăm zombie cu ea. Lama aia din față. Până aici de obicei o pierdeam, nu? Cred. Bine, cutiile nu par să-mi afecteze structura mașinii. O, pe când asta, aia, da, aia afectează structura mașinii. Acutat. Acutata! Uite eu că ne-am păstrat armurica. Acum, gata. Băi, încă o avem. La prima căsătură s-a dus. Booster lost. Bă, nu trebuia să se întâmple așa ceva. Puteam să termin planșa, mi se pare. Zona asta. Am pierdut booster. Ia o marnică pe asta. Pierzi boosterul. Da, nu. Asta. Da, o să vin imediat.
Da, mă, vei să o lăsăm și noi aici. Deci, episodul următor, cred că deja o să fim cu asta de poliție. Adică, ați văzut deja cum merge asta, am făcut o mare parte la maxim, sau mai fac un episod la ea, gen, când e la maxim și fac ultima tură spre asta. Mâneșcăm cu asta după, când e asta la maxim, ultima tură spre asta și tot așa. Adică finalele, cum ar fi. Mașina la maxim și după începutul celelalte, o să facem. Nu uita să apăsați acolo butonul și de like. Noi o să ne mai vedem azi la un episod de Scrap și sper să fie Scrap și diseară la ora 8 ne vedem live. Paftă! Pa, pa, pam!